Trimisul nostru special în Ucraina a fost în Kiev chiar în momentul în care au început bombardamentele. Hotelul în care se afla a fost evacuat din cauza unui incendiu la primele ore ale dimineții. A fost martor la distrugerile provocate în capitala Ucrainei și a vorbit cu oameni aflați pe străzi în cele mai cumplite momente. Între timp a fost nevoit să părăsească zona din cauza problemelor de siguranță și mergem chiar acum la el. Cristi, cum a fost această zi, acest început de zi pentru tine? Știu că și acum este activitate acolo. Da, o zi extraordinară din punct de vedere jurnalistic, însă pe care nu mi-aș mai dori să o trăiesc din cauza dramelor pe care le-am văzut astăzi, atât eu cât și colegii mei. De la prima oră am văzut muniție, am văzut bombardamente, blocuri distruse, oameni disperați, oameni care fug din calea războiului și acum noi ne îndreptăm spre Lviv, însă este un drum de peste 8 ore. Ne oprim pentru transmisiuni și de fiecare dată parcă știe armata ucraineană și polițiștii pe unde suntem, pentru că chiar acum în stânga mea, o să rog pe coleg să arate repede de tot, sunt polițiști care au venit să ne întrebe ce se întâmplă, de ce căutăm aici, ce facem, unde mergem, ne percheziționează, ne-a oprit pe un pod cu arme, sunt extrem de supărați, sunt extrem de agitați, vin de fiecare dată și ne-au considerat spioni, a trebuit să le arătăm actele și așa mai departe. Este lege marțială, vor fi lupte sângeroase la noapte în Kiev, pentru că rușii au ajuns până aproape de centrul orașului. Sunt zeci de tancuri în piața unde aseară făceam transmisiune și nu era absolut nimeni. Vedeam imaginile pe camerele de supraveghere și vedeam tancurile ucrainienilor, militarii ucrainieni pregătiți să înfrunte armata Rusiei, însă va fi o luptă inegală, pentru că rușii sunt mai mulți, mai bine dotați, au tancuri mai bune, au armament mai bun și așa mai departe. Nu știm dacă se va termina într-o baie de sânge sau vor reuși ucrainienii măcar să țină liniile și să nu le permită rușilor să intre de tot în oraș. Acesta este planul pentru zilele, pentru orele următoare. Nu mai vorbim de zile. Este un război care se desfășoară pe ore și armata rusească avansează foarte mult de la oră la oră, urmând să cucerească cele trei mari orașe, Kiev, Dnepr și Harkov, în decurs de câteva ore sau cel mult 2-3 zile. Cristi, îți mulțumim pentru profesionalismul cu care ai transmis astăzi toată ziua și vă așteptăm pe amândoi cu bine acasă și sănătoși.